Ai sosit, tăceanule? Da, tovarăși director. Te-a căutat disperat unul Todea sau Todana, așa ceva. Dacă știi că nu ești punctual, îmi spune să desfine mai târziu. Și roagă-l să nu mai îmi spună băiatule. Caută-l pe Dima. Alo? Cu tovarășul Dima, vă rog. Gina la telefon. Poftim, nu l-am înțeles. A plecat spre noi? Foarte bine, îl caută și... Bine. La revedere, pa. Neața. Bună dimineața, tovarășe. A venit? A, de mult. Da. Nu reușesc niciodată să vină înaintea lui. Tu cum reușești? Eu mă străduiesc. Da. Lasă că și tu ai griji. Mulțumesc. Fără de machiez. Te-am văzut aseară la terasă, te-ai maritat? Nu, abia l-am cunoscut. Da? Și cum abia l-ai cunoscut? Acum o lună te-ai mutat la el. A, vorbiți despre șoferul acela? Eram surat, tovarășul Zaharie, avea și un copil. I-am despărțit. Aseară la terasă am fost cu viitorul meu soț. Și de unde știi că ăsta nou nu e însurat? Păi mi-a dat cuvântul de onoare. A, îți place... Mă rog. Bună dimineața! Bună!
Am fost să te iau cu mașina, dar nu era acasă. Dacă veneam cu o jumătate de oră mai devreme, ai fi fost inspirat. Gica uita să mă ia. A, l-am văzut la garaj, are mașina pe rampă. Da, putea să mă anunțe, dar mă rog. Păi, ce-a fost la județean? Nimic deosebit. N-au de unde să ne dea oameni. Mă nu iau. Dar probabil că au ridicat și problema argilei. Bineînțeles, chiar te-l lăsă secoșar. Sper că l-ai lămurit, că pe ploaie transportul argilei se face mai greu. I-am pomenit și de drumurile desfundate, dar se pare că n-am fost prea convingător. A spus că încep să semăn cu tine. Ca în loc de rezultate, îi prezint justificări. Dar trebuie să trimit un instructor pe șantier să verifice justificările. Asta nu e rău. Cel puțin se obișnuiește cu șantierul. Da. Intra! E aici? Da. E supărat? Nu. No. E singur? Nu. No. Atunci îi fac o vizită. Nu, nu se face cu toată Zahărie. Ei, și? Mie nu-mi place când e singur. Mă ia în focuri. Dacă e însoțit, e lord. E mare cum să ai cap, să poți studia omul. Și-o studie. Dacă e singur, nu cer o clipă de învoire. Dacă e însoțit, îmi dă două ore libere. Dacă îl prind în grup, îmi dă o zi întreagă. Deschid doar ușa. Nu se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. Dar te rog să-i spui că l-am căutat și că nu s-a putut. Bine, bine. Nu poți să oprești drăcia asta? Am treabă. Chiar când ai vizitatori? Dacă te vin la mine, te vin la șeful. Asta ca să am o justificare. Să derutezi cercetările. Eu am venit special pentru tine. Intră în mine. Of course. De mult vreau să te fac o conversație. Și ce conversație am putea avea noi doi? De pildă una filozofică. Yeah. Am făcut facultatea pe patru roți. Și un conducător auto circulă mult, vede mult și știe foarte multe. Știi ce e fericirea? Eu aș fi fericită să mă mărit. Prostii! Fericirea e formată din două componente. S-auzim? O femeie. A întâia? S-o dați și 1300. Și să fie roșie. De 2500, 3000. Li dai. E bine. La 3500 ce e? Asta. 3500. Fai în țar. Haideți. Asta e. Cum asta e? Ne angajăm în influență. Trebuie curată, interior. Auzi, băi, și dacă se privilește. Oh. Hai. Bună dimineața, stai. Unde? Ah, pe coridor. Bună, bună, băi. De ce mai întâi? N-am vrut să vă deranjești. Deranjești și pe coridor. Atunci poate că e mai bine să plec. Nu, nu, spune. Avem repetiție la ora 4 și... Veniți? Ți-am promis doar. Și pentru asta trebuia să mă scoți din ședință? Vă rog să mă uitați ca... Deci altceva aș putea să facă. Când te uiți la mine, mă dezarmez. Ai o armă puternică. Eu? Tu? Fiecare om are o armă de apărare. Unii au pumni, unghii. Alții au ochii umezi la fel ca și căprioarele. Te duci la vânătoare, ridici arma. Și când vezi ochii umezi, rugători, nu mai tragi. Asta e arma lor de apărare, la fel ca și a ta. Te-am găsit un băiat. Fără și director, vă rog, eu nu... Și l-am găsit fără să mă rogi. Ce glumă? Abia aștept să-i se vindece gâtul, să-i răsucesc din nou. Cunoaște sectorul meu. Da, îl cunoști, e cel mai important, e buricul șantierului. Hai, repede, concret. I-am cerut două basculante și nu vrea să-mi dea. Câte basculante? Două, dar după exploziile de aer am nevoie de patru. Și nu-i cifră de tocmeam. Bine, mai de tot. Îi promiteți degeaba. N-am. În afară de una care e reparație, celelalte sunt repartizate pe oameni, pe zile, pe ore.
Atunci îi dai doi șoferi. Păi n-am decât un lei. Nu este vorba de pistole, e vorba de colbutor. Bine. Al doilea o să fie Gică. Eu nu pot să fiu decât primul. Bine. Atunci Gică o să fie primul, iar șoferul de rezervă o să fie al doilea. Nu înțeleg. Păi spunea că ești inteligent. O să lucrez pe basculantă. Cum să lucrez pe basculantă când am mașina de vasă în primire? E defectă. Păi nu-i nimic, o repar. Sunt mecanic auto, categoria întâia maxim. Un mecanic auto, categoria întâia maxim, repară mașina după ore de serviciu. Eu am nevoie de basculante, tovarăși. De basculante are nevoie, tovarăși, direct. Dacă te-ai fi dus la reciclare, te-ai fi descurcat și singur. Dacă ai doi șoferi pe o mașină, înseamnă că ai două schimburi. Asta înseamnă, deci, patru basculante. Soțianule, să ne trăiți aerul de sănătoare. Tovarăși Zaharia, ce ai, nu prea vrea. Știu. Unu pentru el și două pentru mine. Sunătoare pe șantier nu se găsește. Faci rost? De unde? Dacă nu se găsește, nu se găsește. Nici guler de nurcă nu se găsește și ai făcut rost. Dar te sfătuiesc să nu te mai folosești de numele meu. M-am întâlnit cu directorul fabricii de blănuri. Mi-a spus că m-a servit cu gulerul de nurcă. I-am mulțumit pentru că n-am vrut să stric reputația. Sper că ai înțeles, da? Așa. Tot programul? Liniște, copii! Sofica! Se linca trihunda ta, coboară spre noi, fiindcea te iubi, ne umple de dor lumea. Sofica, vino puțin. Hai, vino. Am cântat fals? Nu, n-ai cântat fals. Dar ia spune-mi, ție ți-ar place ca în timp ce cântă Corina Chiriac să-i curgă nasul? Nu. Hai, du-te acolo. Plecat? Da. Cum spuneți, copii? La revedere! Mă, tu ești frumoasă și la serviciu. Mă face să roșesc. Da, roșești. E bine. Păcat că ești prostă. Credeți că eu n-aș vrea să mă mărit? Dar dacă nu mă cere nimeni de nevastă? Cerările în căsătorie se fac după ora 10 seara, iar la ora aia tu dormi. Ați spus dumneavoastră că mi-ați găsit un băiat. Cine? Nu știu, nu-l cunosc încă. Sosește mâine sau poi mine. Mi-a fost trimis ca stagiar. Ți-l repartizez ție. Știu că e urât. Un inginer hidrotehnician nu poate să fie urât. Unde știi când o să nu? Știi de când eram atâta. Urăzi. Mă, tu ai fost și la repetiție de la Cămin. Am trecut și de acolo, dar să știți cu totul întâmplător. Ei, ia spune, de ce m-ai căutat? Pisi, poate tovarășul director să mă dați să vină la basculante. Am eu față de camionagiu. Eu care am făcut facultatea pe patru roți. De ce? Păi de-aia, Gică. E nevoie și de unul deștept acolo. Așa două, trei zile până când repar mașina. Așa sunt convins că o să te grăbești. O să mă grăbesc ca numărul 23. Asta ce mai e? Acceleratul de Deva. Thank you.
ce era transportul în șalda toria cum trebuie, n-avem probleme. Ce spui? Un cantidine să te culci. Îmi dai sfaturi? Îți dau. Știi că într-o seară ca asta ți-ai rupt piciorul la Argeș. Mă, tu nici memorie nu mai ai. Piciorul mi l-am rupt la Bicaz. Tocmai începusem să turnăm fundația. Știi câți ani au trecut de atunci? He, cum să nu știu? De atunci m-a pus vreacul să mă însor. 25 de ani. Anul ăsta în concediu mă duc să văd Bicaz. Iar peste 10 ani, dacă-i mai apuc, mă duc să văd Argeș. Anul ăsta mă duc și eu la Bicaz. Ce dor de Bicaz? E dor. Acolo în beton mi-am îngropat tinereca și o parte din suflet. Păi betonul nu se leagă fără suflet. Ai dracu capitaliște. De ce-i cu ei? Ziceam și eu așa. Uite, vezi, noi terminăm un baraj și nu ne iscălim. Și îi spun firma până și pe o pereche de pantalon. Știi ce mă bate gândul? Tu nu-ți folosești mintea. A, mintea mă folosesc? Salele mă las. Eu cred că nu mai apuc să văd petecul de cer oglindit în lacul de acumulare. După cum te vaiești tu, mai construiești vreo două hidrocentrale. Alo, centrala? Ce-i cu tine, Margareta? Iar dormi? Ce faci? Citești? Pe doi ani îl citești pe Preda. Dă-n Bucureștiu. Acasă. Alo? Irina? Cum târziu? Ai dreptate, e 1:30. Iartă-mă, te rog. Iartă. Nu, nu s-a întâmplat nimic. Voiam doar să-ți spun că te iubesc. Noapte bună. Noapte bună. Mare te-a mai făcut, mă, ta, mă. Ești mai mare decât un elefant. Hei, numai să n-o strici. Tu ai lucrat pe Dacia. Fugi de aceea, băi, statuie de ghip. Nefinisată. Eu m-am născut pe tractor și nu de la Universal. De la Cupurlan, e aer 22. Dacă știi să călărești, încaleți jocul apă și nu stai. Pleacă de aici, bă. Hai, bucica mea. Nu mă faci de rușine că divorțăm. Să mă iertați, niciodată nu reușesc să fiu înaintea dumneavoastră. E o chestiune de vârstă. Am insomnii. Dar nici tu nu par să fii dormit mult azi noapte. Eu mi-am servat logodnă. Te-ai logodit? Ce vă? Sper cu un băiat de pe șantier, nu? Nu, e coafăr la Ghitești.
Oh, asta înseamnă că e frumos. Da, seamănă cu Florin Chiesi. E frumos de Cele 40 de vagoane de ciment de la Bitești nici acum nu au fost descărcate. Economiile din trimestru 2 nu ne vor ajunge să plătim locații. Nu-l așteptăm pe Grozea? Nu. Să mă caute pe șantier. Sănătate, tovarășe Grozea! Noroc, mergem la direcție! Luca, asta nu-i daci 1300, asta cară 40 de tone de piatră! Ce dacă? Păi dacă! Că trebuie să fac 10 curse pe zi! Dacă te duc pe dumneata, să fac numai 9! Și o să spună tovarășul director că sunt futuros! Vorbesc eu cu Borza! Nu, nu, nu! Vă duc, dar e mai bine să nu vorbiți cu el! E mai sănătos! Poftim! Tovarășul Groza, iar n-aveți noroc. Tovarășul director e plecat la Robins. Dar ăsta cine mai e? Aparatul aceea cu laser care sapă tunelul. Alo? Bitești? Cooperativa Igiena? Cu Mișu, vă rog. Nu, nu, numai cu Mișu. Cu cine? Cu nevoastră, domnișoare. Bună ziua. Ce doriți? Aș dori să vorbesc cu... E ocupat acum, n-are timp. O, găsește el timp pentru mine. Nu. Pe cine s-a numit? Mă știe el. Trebuie să-mi spuneți un nume ca să știu pe cine s-a numit. Moise. Moise Peșan. Bine. Te-am rugat să nu fiu deranjat 2 ore. Insistă, tovarășe director, zice că-l cheamă Moise Pleșanu. În acest birou, oricând au acces 2 oameni. Moise Pleșanu și ministrul energiei electrice. Să nu ne deranjeze nimeni. Ziua, sunt de la întrepozitele Bitești. Bitești? Dar în legătură cu alocația celor 40 de vagoane de ciment. Tovarășe director, nu vă poate primi. Este cu ministrul energiei electrice. Pot aștept? Nu-ți aveți timpul. Am timp. Și ce să spune soția dumneavoastră dacă întârziați la masă? Nu sunt însurat. Da? Atunci poate că e bine să așteptați. Luați loc, vă rog. Domnișoara? Gina Seceanu. Vă rog să mă ascultați. Florin Caisă. Funcțional. Luați loc, vă rog. Știu de ce ai venit. Vrei să am ieșirea la pensie. Oricum nu ies. Dacă ies, mă duc la cimitir. Dar nu de asta am venit.
M-am laudat și eu că suntem prieteni și m-au rugat ca să bag o pilă. Mare? Apoi dacă m-am dat mare, mare? Înseamnă că ai băut o sticlă de vin în plus, nea Moise. Oh, dragule, eu nu mai număr sticlele, doar paharele. Într-adevăr, am băut un pahar. E vorba de un muncitor, știi? Un lopătaș. Vrea să se califice. No, asta e pila. Ești pe chitățicul, ne? Vrea să ne fure beseria. Ia uite! Păi nu prea am ce fura, văd că nu prea cunoști. N-ai vrea să fie ca la Intercontinental? Mi-ar place. Câte să-i luați voi pe lună? Câte mai? 10? 3 miliare. Bani frumoși. Dar de ce nu începeți voi de la rândul de jos, așa? S-a închis să ginește la faianță, te ginește, ai? Tu ginesc? Noi mai puțin. Dar văd că vorbesc bine, misiunea. Păi noi e... Zidane. Da. Păi atunci de ce v-ați angajat faianța? La lovele nu se ginește. Păi Zidane 2000, 2000 jumate, faianțarii 3000, 3000 și... Nu te plouă. Păi, uite ce vă sfătuiesc eu. Scoateți voi toate faianțele astea. Parte director. Da, imediat. Scoateți voi toate faianțele astea. Pe cele sparte vi le scad din salariu. Și de mâine afară, pe schele. Să trăiți, să trăiți. Salut. Tovarășii, sunt trimiși de minister să viziteze toate hidrocentralele. Din păcate, eu nu știu prea bine limba franceză. Avem cu noi o translatoare. Foarte bine. Tovarășul Zaharia, președintele Consiliului Oamenilor Muncii, vă va da explicațiile necesare. Poftiți, mă. Tovarășe director, aș vrea să vă spun ceva. Tovarășe director, unul de la măsurător s-a prăvălit pe stâncă. Trebuie dus urgent la spital. Până vine salvarea mare, m-am gândit că microbuzul din fața clădirii să... Nu. Lați mașina mea. Hai pe aici. Văd că te descurci și pe mastodont. La cunoștințele mele, tovarășe director. Sunt lăcătuși care fac rost din sate și sunt bijutieri care fac tot rost din sate. Eu fac parte din categoria a doua. Mâine dimineață la 7 pe un sfert, mă prezint cu dacea la dumneavoastră. Dragi director, dumneavoastră sunteți un om deștept. Da, și? Vreau să-mi spuneți și mie, ce este fericirea? Acum n-am timp pentru asta, zic. Mă dumar un om. Am auzit că ai făcut pe grozavă și nu ți-ai pus centura de siguranță. Ai noroc că nu ești întreg, pârvule, ți-aș da două picioare în fund să mă ții minte. Ascultă-mă, Eroșca, tu n-ai numai gâtul înțepenit, tu ești și surd. În noaptea asta am nevoie de 6 basculante. Să nu spui nu până nu termin. 6 basculante am spus. De unde ați spus că sunteți dumneavoastră? De la televiziune. Și ce doriți? Vreau să fac un reportaj amplu pentru emisiunea economică. Aici? Șantierul la 5 km. Cu cine se vorbesc acolo? Oricine. Oricare muncitor știe la fel de multe date ca și mine. De altfel,
termeni de construcție. L-aș trimite soția la telefon. Alo, da. Eu sunt. Ce fac? Stau la telefon cu o femeie blondă. Da. Deci, visele. Era și timpul. N-aș vrea să mă abate de la morala noastră. Să rămână. Să rămână. Cred că morala e o problemă pe șantier. Ce fac oamenii după lucru? Păi, care cum? Citesc. Se uită la televizor. Fac dragoste. Cum te-au făcut subinginere când tu nu știi nici ce-i fericire? Dar tu știi ceea ce-i fericire? Da. Fericirea e o femeie blondă, nemaipomenită, și-o daci 1300 cu îmbunătățiri. Hai repede la centrala subterană. Ce se întâmplă? Se încercează apă în casa vanelor. Cum? Doar și inginer m-a trimis să te caut. Pereții sunt umezi. Au apărut sub cămășuială zeci de izvorașe. De când ați observat infiltrații? După ploaia din ultimele zile. De ce nu m-ați anunțat imediat? Trebuia să mă conving de unde au apărut. Putea să fie o simplă transpirație. E, și acum? Ce facem? Nu știu. Să nu fie o greșeală de amplasament. Vreau să văd rapoartele pe cei doi ani de excavare. Am înaintat rapoartele zile. Vreau să le revăd. Ai semnalat vreoda de infiltrație? Nu sunt semnificative. În orice caz trebuie anunțată centrala. Da, intră. Am văzut lumină și mi-am permis. Tu ești ca un frutul în noapte, vezi lumină și vii. E, ce e? L-am anunțat pe instructor. Cei de la județeană sunt alertați. Și noi suntem. Uite, rapoartele astea parcă sunt trase la Indigo. Cantitatea e scavată, atât. Uite, la observații, o liniuță. Stai jos. Mulțumesc. Asta ce e? Nevastă mea. Dar cum poate să stai așa? Oricum mâine sosește. De ce o ții cu fața la perete? Păi dacă mă uit în fiecare noapte la ea, îmi vine să iau trenul să plec la București. Uneori nu o văd cu nimeni. Ce spuneau cei de la județean? O să treacă mâine pe aici. Poate vine chiar secretarul cu probleme economice. Grozea vine sigur. Știi de ce vine Grozea? Să nu se spună că a aflat vestea prin telefon. Am fost rău acum. Sunt iritat. Știi ce înseamnă amplasarea în altă parte a centralei subterane? Decalarea termenelor cu un an. Nu. Cu 2 ani și câteva miliarde de lei. Uite că vreau să mă plus noaptea, totul mi se pare mai negru. Noapte bună. Ivan, azi n-am nevoie de tine, poți să te duci la gara. Îmi pare rău, Torsten. Ce-aș putea face să vă fac să zâmbiți? Ești drăguț. Nimic, sunt puțin obosit. Azi ar putea să vină miliția să se intereseze de mine. Ce, ai florat în biserică? Mai grav. Am dat un picior în fundul lui pasnic. De ce ești violent? Nu aș fi știa zis ce? Că și tot centrul ăsta nu se va termina niciodată. Bravo, Gica, ai multe politici. De ce nu vrei să te duci la Cămin?
Le bate tovarășii educatoare? Nu. Nu vă jucării? Da. Atunci de ce nu vrei să te duci? Pentru că nu vreau. E, hai că te lămuresc eu. Ascultă-mă, tovarășul Mitică. Dar știi ce înseamnă cu Cotici. Bună ziua. Bună ziua. Tovarășul director aici? Da, sigur că da, poftiți, vă rog. Bine ai venit, tovarășul instructor. Salut, bătrâne. Ah, uite și centrala în persoană. Ce mai faci? Ce să fac? Am fost colegi. Mariana, ce face? Îți spune altă dată. Mă-l vorza. Am fost alertați. Aș vrea să văd și eu centrala subterană. Când s-a constatat neomogenitatea solului? Încă din timpul forării. Auzi, pentru prima oară de neomogenitatea solului. Pentru că și noi ne-am izbit abia acum de această problemă. Am verificat raportul Comisiei Geologice de Foraj. Pe tot traseul ducțiunii și în special în zona centralei, solul este format din roci compacte și rezistente. În afară de crăpăturile din rocă, unde sedimentația nu e compactă. Deci se știe asta. E înțeles. Numai că vezi, calculele se fac cu precipitații medii. Iar anul acesta, pentru prima oară după 84 de ani, a plouat cu 39 de zile mai mult. Și la ce adâncime se mai? La 732 de metri, casa vanelor la 670. Dar e presiunea enormă pe criptar. Și ce se poate face? Sunt mai multe soluții. Varianta Prișcu Bogdan, ca variantă românească, îi cred eu cea mai bună. Bănuiesc că există și infiltrații în galerii. Din fericire, da. Păi din fericire, ca și cum te-ar bucura infiltrațiile. Din galerii, bineînțeles. Infiltrațiile din galerii micșorează presiunea asupra cavității centrale. Da, tu v-ați da, dacă se poate să nu fim deranjați. Bun, am înțeles. Și ăla de la întrepozit te ridicești, ce mai vrea, după câte știu, vagoanele s-au descărcat? Nu, a venit în altă problemă. Ah, înțeleg. Nu e surat. Nu, nu, tovarășe. Noi am analizat infiltrațiile cu întregul colectiv. Tinerii sunt mai speriați. Probleme din asta am avut și la... Și la ce concluzie ați ajuns? Încă n-am tras concluziile, dar am o propunere suficient de gândită. Să ajutăm infiltrațiile să curgă în voie. Ba chiar să le mărim debitul. Prin asta se micșorează presiunea asupra centralei. Și apa? O colectăm și o evacuăm printr-un canal de scurgere. În proiect nu există așa ceva. Păi în proiect nu erau prevăzute nici infiltrațiile. Am spus să nu fiu deranjat. Vă rog să mă iertați, tovarășe director, proșul instructor este chemat la telefon. Da. Grozea la telefon. Vă salut, tovarășe secretar. Da, tocmai discutam problema cu apa. Da. Da? Da, mă ocup personal. Iau legătura cu aeroportul, da. Alo? Am vorbit cu tovarășe Secoșan, secretar cu probleme economice. Trebuie să pleci urgent la București. Când? Astăzi. Nu mă duc. După lună și jumătate sosește nevastă-mea. O anunță nu mai plece din București. Vă întâlniți acasă. La ora asta în tren. Îmi pare rău, dar e o ședință foarte importantă la București mâine dimineață. Tovarășul Secoșan a garantat prezența dumitale. Înseamnă cu acceleratul de 10? Nu, cu avionul de 6 din Arad. Chiar în seara asta e o ședință preliminară la centrală. Mă duc chiar acum să vorbesc cu aeroportul. Dacă e nevoie, țin avionul câteva minute. Îți dai seama că e ceva foarte important. Îmi dau seama. Pe mine vă rog să vă scuzați. Pe dumneavoastră vă mai văd, am auzit că stați câteva zile. La revedere. La revedere. Nu te prea împaci cu asta. De ce crezi asta? Pedro mi-a vorbit tot timpul de sala de spectacole, de spitalul din Dițes, de colonie, mă rog și altă. Da. Am un talent formidabil să nu mă împac cu oamenii. Mă, Borzam, tu ești directorul grupului de șantier. Dacă aș fi numai director, m-aș avea bine cu toți. Dar aici, în primul rând, sunt activist de partid. Hai, mă! Niciun haide!
În sarcina mea nu intră numai executarea hidrocentralei. Am 10.000 de oameni pe care car după mine de pe un șantier pe altul. Am peste 1.000 de copii care s-au născut în aceste colonii. Nu te înflăcara. Mai bine spune-mi, cine și-a răspunderea pentru propunerea ta suficient de gândită? Eu. Sau crezi că instructorul s-ar face copărtaș? Tu ți-ai asumat răspundere? Eu nu. Eu sunt un străin. Ca specialist nu poți fi străin, indiferent că lucrezi în București sau aiurea. Te-ai stricat și tu. Adică ai avut încă personalitate, dar... Mă rog, n-ai avut de aparat un scaun. Nu, mă judești greșit. Să știi că și eu îmi iau răspundere. Dar numai în colectiv. Știi ce înseamnă într-o problemă ca asta răspunderea colectivă? Că nu răspunde nimeni. Eu nu vreau să ies basma curată. Eu vreau ca această hidrocentrală să funcționeze. Minimalizez munca colectivă. E un drum periculos. Nu minimalizez. Dar și un colectiv trebuie îndrumat. Aș putea găsi zeci și sute de vinovați, dar eu n-am nevoie de vinovați, ci de hidrocentrală. Și pentru asta îmi asum răspundere. Alo? Cu tovarășul Secoșan. Bună ziua, tovarășe secretar. Da, eu. Morza. Da. Peste o oră plec la Europa. Bine. Voiam să vă raportez. Am avut discuții preliminare cu tovarășul de la centrală. Da, bineînțeles. Am să vin cu el la dumneavoastră. Bine. Foarte bine. La revedere. Navasca, sunteți un om deștept, tovarășul director. De ce vă spuneți deștept? Că dacă nu erați deștept, nu erați director. Da, așa fi. Ce e fericirea, tovarășul? Unii cuvinte trebuie să știi. Și că să ai o casă minunată, dotați 1.300.000 și o departă frumoasă. Asta nu e fericire, Giga. Asta înseamnă că te-ai ajuns. Și atunci ce? Păi, fără nu spun așa. Cine n-a sădit un pom, nu e om. Adică trebuie să lași ceva după tine. Pom, casă, o hidrocentrală, să nu treci prin viață ca un pisic. Dumneavoastră ați făcut 3 hidrocentrale și nu sunteți fericit. De ce crezi asta? Vă cunosc de ani de zile ce vă văd zilnic. Dumneavoastră aici, de bața la București? Păi, după teoria ta, niciun marinar nu poate să fie fericit? Nu, 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 cu marinar e altceva. O nevastă la Istanbul, una la Singapore. Păi așa gândesc cei care n-au fost niciodată pe mare. E mare instructorul nostru, are 5 avioni. Este... Yes. Are stis? Da. Gică, nu uita să iei pe nevastă de la gara. Nici o grijă, domnule Jacob, stai aici. M-am temut că nu o să ajung la timp. Ați fost nevoiți să rețineți avionul? Nu noi, Bucureștiul. E furtuna acolo. Otopenul este închis pentru cel puțin 3 ore. Întâlnirea nu o să fie prea mare, având în vedere condițiile meteorologice.
care în ultima vreme... Când e următoarea cursă spre București? La 6:30. Ce se întâmplă cu cursa de București? Tarom 6-2 de la București s-a anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Da. Da, intră. Vă rog să mă iertați că vă deranjez, dar am... S-a întâmplat ceva? Vezi că sub picioarele tale sunt cioburi de sticlă. Eu umblu de scurt și n-aș vrea să mă tai. Ce te-ai gătit așa? Vrei să te logodești? Nu. V-am încăutat de două ori. Am început spectacolul. Atunci lasă cioburile. Le strâng eu când mă întorc. Oh,
De ce nu mi-a spus și mie că mergeți la Bicaz? Voi să-ți trimitem o circulară personal? N-ați explicat. Păi știam că te duci la Călimănești. Reumatismul contractat la Bicaz, tot la Bicaz se vindecă. În orice caz, dacă nu vin la sărbarea anuală a veteranilor, mă tăiați din catalog. Băi, ce bine îmi pare că vă găsesc, fiți v-am căutat și la direcție și la baraj. Ce doresc? Nimic. Am venit să spun că nu sunt însurat. La ce folosești această informație? Nu știu. Secretarea noastră m-a întrebat la fel. Nu. Ce vrei de la mine? Sunt repartizat aici. Inginer, hidrotehnician. Deci nu te-ai dus la personal. Și profesor Tomescu de la București, de la facultate, mi-a spus să mă prezint la dumneavoastră personal. De asta, Panait mă numesc. Ion Panait, inginer, hidrotehnician. Deci tu ești stagiarul repartizat la noi. Da. Bravo. Ce mă veselie? Tovarășe director, m-au delegat betoniștii să vă pun o întrebare. Da, zi. De ce spredelim noi pântecul muntelui și nu facem centrala la suprafață? Să vă explice, tovarășe inginer Panait. Pentru că
condițiile geologice permit. Amplasarea centralei este la. E ai, spune-le tot. La hidrocentralele mari, amplasarea centralei subterane are o mulțime de avantaje. Adusiunea stației sub presiune, iar galeriile de fugă sporesc căderea amenajată. E clar? Nu. Dar cred că e foarte important să fie clar pentru dumneavoastră. De la mine nu vece stagiarule. Pentru noi lucrurile sunt suficient de clare. Trebuie să trecem imediat la absorpția infiltraților și evacuarea apei pe un canal. Cred că e singura variantă în cazul ăsta. Sunt Suceava. Am 24 de ani. Am terminat facultatea cu 9.33. Asta e tot. La vârsta ta biografiile sunt scurte. Nu-i nimic. Aici vei avea timp să îmbogățești. La proiectări l-ai avut pe Tomescu? Da, da. Da, era un profesor excepțional. Știți, tot timpul așa că ne păcălește așa, divaghează din subiect, dar până la un moment dat s-a învățat numai despre subiect. Am fost colegi. El a rămas în învățământ. Aproape toți hidrotehnicieni au trecut prin mâna lui. S-au ajuns în mâna noastră. Nu chiar toți. Vrei să-mi faci un serviciu? Cu plăcere. Te duci la... Cămină de copii. Și dai scrisoarea asta unei educatoare. O cheamă Stella. Cămină de copii Stella. Nu știu unde e cămină de copii. În hidrotehnician se descurc. O aduci pe educatoare aici. La la la, la la la, la la la. La 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 la. Cum spunem copii? Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră? O caut pe toarșa Stella. Eu sunt. Ah, uitați, m-a trimis toarș director Borda. Mi-a zis să vă însoțesc până la dânsul. Nu vreau să mă schimb. Ați venit? Uite de ce v-am chemat. Inginerul Panaj, nou nostru stagiar, e poet. Domnul director, eu nu scriu versuri, să știți. Poate o să scrii. De fapt, vreau să spun că este o fire poetică. Aș vrea ca împreună să pregătiți spectacolul copiilor pentru sărbătorile de iarnă. Mai avem aproape jumătate de an până atunci. Nu face nimic. Cu cât veți avea mai mult timp, cu atât va ieși programul mai bun. Vă urez succes. Aș vrea să aud o părere competentă. Poftim. Da, eu îl cunosc pe Borza de peste 20 de ani. E voluntar,
Știe meserie, poate că nimeni altul are experiență. De data asta însă cred că s-a pripit. Am vorbit cu centrala. În câteva zile va sosi comisia și proiectanții centrale subterane. E posibil să vină și geologii. Și dacă comisia nu va mai avea decât de constatat prăbușirea peretelui sudic? Trebuie să putem organizat. Dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat? Nu. Poftim, tovarășe Borja. Nu am nimic de adăugat. Am eu. Consiliul Oamenilor Muncii a dezbătut propunerea și a aprobat măsurile preconizate de tovarășul director. Aici e vorba de o chestiune de interes național și voi aduceți ca argument hotărârile CEOM-ului. Dacă CEOM-ul nu are calitatea să ia hotărâri, să-l desfințăm. Ai spus că nu mai ai nimic de adăugat. Vă rog să-mi iertați. Continuă, tovarășul Zaharia. CEOM-ul își asumă răspunderea. Vreau să întreb însă, tovarășul inspector își asumă răspunderea că până când sosește comisia nu se întâmplă nimic? Nu are această calitate. Să rămânem la subiect. Dumneata ce propui. Eu reprezint părerea centralei. E de datoria comisiei care se va întruni aici să hotărască. Este vorba de investiții imense, de răspunderi foarte, foarte mari. Și ministerul e de aceeași părere. Putem și curs. Să vă poți. Păi țin dreptă să te le înstângă. Core mai fost. Da? Dar nu pe două voci. Corul e tot cor. Foarte greu dacă tu ești un program. Mm. Avea de tot și directorul. Mm-hmm. Eu simt. Mâine tot așa la șanse ne întâlnim, lucrăm la program? Da? Mâine trebuie să merg la vitez. Și noi ne întâlnim? Să lucrăm la program? Alo! Alo! Alo, Margarita, dă-mi bunite de ce. Alo, cine e acolo? Pascar? Vreau să vorbesc cu Vlasul Secoșan. Cum? Nici acasă nu-l găsesc? A, e plecat în buzeci. Nu, nimic. Vreau să-l întreb de sănătate. Da, intră. Ce s-a întâmplat? Plouă. S-a umezit tot peretele sudic al centralei subterane. Infiltrațiile sunt din ce în ce mai puternice. Și ce vrei să protezi peretele cu umărul? Sau să aștept să vină comisia de la București să constate și el infiltrațiile? Caută la telefon pe tovarășul Secoșan. L-am sunat, e plecat undeva în județ. Dar, mă rog, mergem sub apele, trebuie să slăbim presiunea. Poate l-anunțăm și pe inspectorul de la centrală. Nu avem timp de inspectori acum, schimbul trei acolo. Am mobilizat și celelalte schimburi. Asta pe răspunderea ta? Da. Ai văzut foarte bine. Deci o dar în singur? Nu pentru asta ați venit la mine? Numai acolo putem lega canalul de evacuare din galeria de fugă. Câte zile trebuie să evacuezi data prin scurcere? 4 zile. Cu echipa ta? Nu, 2. Așa m-am gândit și eu. Zaharia și plecat după oameni. De făcut, dar tu se mai poate. Dați-mi la vine să o casă. Nu? Ne mutăm aici. Și tu ai de făcut 2 lucruri. Ne trimiți un ligian de ceai și stai de vorbă cu Ilie. Da. Care Ilie? Ăla din Ciorul. Îi dai sarcină concretă să oprească ploaia 4 zile. 4! După aia poate sta câte cap. Alo, da? O clipă. Mihai! O clipă, bă.
tovarășul. Alo? Da, tovarășul secretar, eu. Și aici a plouat toată noaptea. Nu. N-am stat cu mâinile în sân. Bine că mi-ați telefonat. Oricum voiam să vă raportez. Da. Am luat primele măsuri. Da, am început furările în cămășuială. Da. Da, am înțeles. Am înțeles. N-am putut. Mă, Zucoșanu, s-a parcă atât de siriană. Este? Este. Un pariu că ai fost de acord cu noi. A fost? A fost. Și s-a dus și a rămas așa cu lume. De-aia mă pezi. Tu du-te în speran. Și tu? Vreau să mă vorbesc cu tovarășul Groia. Alo? Margareto? Dă-mi comitetul județean. Să parlam? Bună ziua! Tovarășul Constantin. Da, la tovarășul ministru l-a numit pe tovarășul Varlam șeful comisiei. Da, mi se pare că vă cunoașteți. Da, ne-am întâlnit, dacă nu mă înșel, la Crișul Cald sau la Argeș. Probabil că nu mai plouă, de aceea a scăzut editul, nu? Nu, nu. De fapt, care-i buba? Păi, mă zbatem sărosă de rână pe râdele sud. Da, da, tovarășul inspector ne-a spus că e ceva pe lume. Înseamnă că sunteți la curent. Puțurile geologilor n-au constatat fisuri largi în rocă, dar uite că de aceste fisuri se fac infiltrații, periclitate la peretele sudic. Transformăm cămășuiala de beton usită să treacă apa, să nu crească presiunea asupra peretelor. Ce trebuie făcut? Stabilim noi. Aș fi putut stabili cu 18 ore mai devreme dacă nu am alizat trenul cu vagonul de dormit. Tovarășe Borza. Da, vă rog. Aș vrea să ne retragem, să cercetăm planurile. E și proiectantul șef cu noi, tovarășul Stăncuț. Foarte bine, sala de consiliu vă stă la dispoziție. Dumneata nu vii? Deocamdată n-am timp pentru Hristin. Mihai, dragă. Tu nu te băga. În primul rând nu-mi place cuvântul dragă. În al doilea rând tu ai fugit și de la Bicaz. Probabil la București ai un birou mult mai cald. Tovarășe director! Da, imediat. Vă rog să mă scuzați. Am treburi. Tovarășe Varlam, știți că soluția adoptată de tovarășul director mi se pare unică. Probabil. Bănuia că asta ar fi fost și propunerea noastră și a vrut să ne ia înainte. V-am adus și rapoartele zilnice, dar să știți că tovarășul Borza le-a studiat filă cu filă. Acum părerile tovarășului director ne interesează mai puțin. Eu n-aș spune asta. Am impresia că aici Borza este un fel de Dumnezeu pentru toți. Dacă facem comparații biblice, aveți dreptate. Desparte apa de uscat, va lumina întunericul și acum, în cea de-a șaptea zi, încearcă să facă oameni după chipul și asemănarea lui. Puteți adăuga că e și chită de spitale, săl de spectacole? Astea nu sunt numai meritele lui, de aceea nu le-am înșirat. E și meritul Consiliului Oamenilor Munci. După cât am auzit CEOM-ul, este tot Borza. Nu, ați fost greșit informat. Președintele CEOM-ului sunt eu. Ca secretar de partid al șantierului, eu trag concluziile. Pe Borza nu-l admir, îl respect. Mihailă! Dacă termin până vineri, mergem la Bicaz! Vază! N-aveți nicio grijă! Vază, director, vă caută tovarășul Groza. Ați putut să dați urgent un telefon să pleacă la București. N-am. Nu spune că n-are timp. Spune că e ocupat. A întârziat trenul, tovarășul ministru. Eu n-am convocat un tren la ședință, ci pe dumneavoastră. Vreau să mă scuzați. Ia loc.
I-am cerut un raport în legătură cu peretele sudic al centralei. Vi l-am înaintat în scris. În ziua de 7 iunie am decis eliminarea presiunii asupra peretelui sudic prin perforație în cămășuială. Ceea ce nu înțeleg eu e că voi decideți asta pe 7 iulie, iar Borza pe 6 iulie îmi raportează terminarea acestor lucrări. Înseamnă că raportul e fals. El începuse lucrările înainte să fi sosit noi. În legătură cu Borza, vom pune în discuție eventuala lui înlocuire. Asta e părerea județenii? Deocamdată e părerea mea personală. Ar fi bine să o păstrez pentru dumneata. Borza are foarte multe calități. Nu există! Ai mai pierdut un pariu odată. Cum și eu nu mă duc? Nu, tovarășul secretar de partid. Dacă ești un comandant de vas, părăsești ultimul șantier. Și tu? Nu știu, pentru mine dicazie o chestiune sentimentală. Nu de putere. Și acum am mare nevoie de putere. Bună ziua! Bună ziua, Venișoară, unde duci? La județ. Atunci urcă cu noi în acest autobuz. Vii cu noi să-ți arătăm dicaz. Nu pot, trebuie să ajung. Îți ordon. Și-am să spun un secret. Să știi că eu tot la dicaz m-am măsurat. A plecat azi dimineață la dicaz. Dumneata știe asta? Da, are concediu legal. N-am mai fost de 4 ani în concediu. I-am aprobat 3 zile. Am lăsat notă scrisă pe birou. Îmi pare bine că vă văd pe toți aici. Vizităm din nou marea noastră facultate. Dicazul ne aparține nouă, tuturor. Cine e mai verita noastră? Stolero, Fodor, Nevelcu. Să se odihnească în pace. Și-au făcut datoria. Stagiarule, eu tot la Bicaz m-am măsurat. Și primul băiat s-a născut tot aici. La cine-i șampania? Ce nu știu eu, Ioane? Ce? Oare la Bicaz? Eu am fost la fel de caragios ca tine.